online. V-am promis că vin cu emisiunea imediat după Breaking News, așadar Giurgiu la tribună, Camelia Sacheti sunt și am invitați astăzi pe doi reprezentanți ai PMP Giurgiu și anume pe candidatul la primăria municipiului Giurgiu din partea PMP, domnul Marius Cristache. Bună seara deja, că este după ora 6, bine ați venit la noi. Și pe domnul drăguț Adrian Iulian, de asemenea candidat, dar pe două liste, și la municipiu și la județ. De ce pe ambele liste? Așa a hotărât partidul. Și noi, ca niște soldați fideli partidului, ne regrupăm. Înseamnă că trebuie să vă faceți temele de două ori, și pentru Consiliul Județean și pentru Consiliul Municipal, pentru că sunt probleme diferite. Problemele sunt, da, nu diferă foarte tare, municipiul face parte din județ, dar una este să te lupți și să stai pe problemele comunității la municipiu și să bați pe 3-4 teme care să se desprindă din ceea ce faceți dumneavoastră și să se evidențieze. Și alta e să lucrați și pe ceva, să ales o misiune destul de grea. Nu este ușor. Și domnul candidat la primărie este și dumneavoastră pe lista de consilieri județeni. La fel? Da. Oh, interesant. Eu am aici doar de la municipiu. Ați venit dumneavoastră cu lista de candidați. Pentru că întâi și întâi am vrea să cunoaștem oamenii de la cât mai multe partide până la ultimile discuții care se vor, așa, mai mult niște dezbateri, pentru că numai așa, prin idei, prin brainstorming și prin dezbateri, reușim să găsim cele mai bune soluții. Dar, exact cum spuneam, haideți să începem așa un pic, să vă fac pe cunoștință cu sumarul acestei liste. În primul și în primul rând este, așa cum am spus mai devreme, candidatul pentru funcția de primar, domnul Cristache Marius, deloc din Pietroșan de Teleorman, dar care într-o emisiune trecută ne povestea acum că a făcut liceul la Giurgiu și că sunteți legat de copilărie și detaliem după prezentare, așa, profesor de educație fizică și sport. Doamna Călinescu Mariana, activistă civică, o știm de pe Facebook foarte mult, este economist de profesie. Domnul Bucur Cristinel, jurnalist. Da, domnul drăguț Iulian Adrian, economist dumneavoastră, științe militare. Da. Sorin Georgevici, inspecție specialitate. Daniel Stan, licențiat în drept. Florin Vladu, care de asemenea, Florin Vladu, licențiat tot în drept, da? Viorel Ogică, întreprinzător privatizat, da? Cobzaru Sile, văd că dânsul vine din Vrancea de undeva, inginer constructor. Domnul Caliu Sândică, Sândica, avocat. Popescu Cheti, asistent medical generalist. Doamna doctor Cheti, o cunoaște. Nu e doamna doctor Cheti, este asistentă medicală la Academie de Stomatologie. Ba, m-a dus numele. Cheti, da. Gheorghe Mihală, zic bine? Mihală? Mihală. Da? Mihală, da. Sindicatul stenodactilografie. Popescu Nicolae, operator stație sortare betoane. Alina Zlate, contabil. Da, deci nu, lista conține 27 de persoane. Stan Anișoara, licențiat în drept. Soare Viorela Mariana, filologie stenodactilografie. Eliza Drăguț, inginer chimist. Vasilescu Andreea, antreprenor. Popescu Florian, întreprinzător privat. Niță Romelu, Macaragiu, Epure Adina Mihaela, filologie, citesc ce mi-a scris aici la funcții. Epure Cristina Georgeta, filologie, de asemenea văd aici, la fel ca și Epure Carmen Georgeta, filologie, Muscalu Florin George, telecomunicații, Căciular Elena, mecanic, Spân Luciana Evdochia,
tehnic și Cazacul Janeta, constructor structuri. Iată, meserii foarte diverse. Mi-a plăcut că am, știi ce mi-a plăcut? Că am văzut aici, pe lista aceasta, un Macaragiu, un domn pensionar, da, care e chiar din municipiu, locuiește în municipiu, de fel din Petroșani, domnul Niță Romelu. Foarte mult mi-a plăcut că ați băgat un... toată lumea se îngrămădește să pună elita acum, că e primul pe listă, dar noi aici, în emisiunile noastre, am făcut în ultima perioadă chiar lobby meserilor acelea necesare, fără de care nu ne putem desfășura o viață normală, că nu avem totul numai online, cu toate că e nevoie maximă de online ziua de astăzi. Cum ați făcut aceste alegeri? Dați-mi voie să vă spun și eu bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră și celor care se uită la noi. Cum am făcut lista? Lista am făcut-o foarte simplu, să știți. Și îmi pare rău acum că n-am băgat mai mulți oameni care au diferite meserii. Nu toată lumea, nu avocații, economiști, doctori, ingineri. Bine, să nu mă înțelegeți așa greșit că mi-aș dori să nu fie ingineri, doctori pe listă. Niciun nu mi-aș dori spun că apreciez că nu sunt doar. Dar ideea e că foarte mulți dintre ei sunt făcuți așa, la apelul bocancilor. Adică nu știu acum cât de inginer, cât de economist sau cât de nu știu ce, este foarte bine priceput. Nu. Niță Romelu, spre exemplu, este un cetățean care a lucrat Macaragiu o viață întreagă. Și vreau să vă spun că a lucrat în Israel, în Germania, în Rusia și în Franța. Adică toată viața lui a lucrat-o ca Macaragiu în țară și peste hotare. Bănuiesc că el este ceasornic în Macara. E un meseriaș în Macara. Știm la ce mod se lucrează în ziua de astăzi cu aceste ustensile? Nu lucrează nimeni la nivelul ăla. Să lucrezi în atâtea țări, nu lucrează nimeni. Este un adevărat computer de bord pentru asemenea ustensile. Nu mai e Macaraua. Da, exact. Acum să trecem la... Haideți să trecem la are noastre. Haideți să trecem, pentru că de ce vă apreciam de punctul acesta lista de consilieri? Pentru că sunt probleme la nivel de municipiu și județ despre care trebuie să fiți bine informați și pe toate domeniile. Și tocmai pe cine poți să întrebi despre problemele din medicină, pe un medic. Cele din... Să știți că dacă vă uitați acum pe lista de consilieri a municipiului Giurgiu, aveți așa, Drăguț, cadru militar, da, pensionar. Eu, cadru militar, pensionar. Stan Daniel, cadru militar, pensionar. Vlad, pensionar. Ce mai avem noi? Care mai sunt cadre militare? Adică vreau să spun că sunt oameni care au trecut prin viața asta. Candidatul la președinția Consiliului Județean Militar. Exact. Oamenii aflați la adică treia dimensiune. Oameni care știu ce vor să facă și oameni care au trecut prin atâtea greutăți și oameni hotărâți, ambițioși, care vor să facă ceva. Să știți că totuși sunt, de exemplu, la PSD, pe lozinca lor este foarte bine bătută monedă pe tineret, exact invers decât aveți dumneavoastră. Și noi avem foarte mulți tineri. Toate categoriile și pregătirile. Adică, spre exemplu, Bucur Cristinel e tânăr. Caliu Sandica este avocată, lucrează într-o firmă de avocatură, adică... Am înțeles ideea, ați încercat să faceți cât mai variată. Da, adică haideți să și femei și mai vârste. Da, adică haideți să complementăm experiența cu tinerețea. Știți cum vă propun să facem? Haideți să punctăm câteva aspecte, câteva probleme ale zilei la nivel de municipiu și am să vorbesc și la nivel de județ, chiar dacă nu este domnul președinte Ștefan Burlacu cu dumneavoastră, el dânsul candidează la președinția Consiliului Județean din partea PMP, pentru că e ca un, ca să zic așa, să vă scot la tablă, să vedem v-ați făcut temele în ceea ce privește administrația locală și județeană. De exemplu, astăzi a fost grevă la Direcția Județeană
protecția copilului, așa. Și problemele de acolo sunt foarte vechi. Acum ține de municipiu, dar problemele sunt vechi. Oamenii care îngrijesc de oameni care au nevoie, da, asistenții maternali, în această perioadă au nevoie și ei de salariile lor, ca oricare om, pentru o muncă depusă. Nu vă spun că sunt și persoane care se expun în perioada aceasta dânsii. Sunt, într-adevăr, au fost într-o grevă din aceasta spontană, dar japoneză, cum se spune. Dar știm că se poate ajunge la mai rău, pentru că s-a întâmplat să se întârze chiar și cu 3 luni de zile. Ce e cu această direcție și de ce nimeni nu reușește să o stăpânească? Pentru că este oaia neagră a municipiului și județului, e dată în curtea primăriei. Nu e în curtea primăriei, este subordonată direcția Consiliului Județean. Deci nu primăria, primăria are DAS-ul. Păi da, direcția de asistență socială este separată de Direcția Generală de Protecție, unde a fost greva. Deci părerea mea personală și poate și a colegului candidat la funcția de primar este că adevărul e undeva la mijloc între Consiliul Județean, Prefectură și Guvern. Pentru că sunt neînțelegeri, știm toți că la ora actuală conducerea județeană este a PSD-ului, iar guvernul este de altă coloratură politică și de aici pleacă niște neajunsuri. Bugetele care au fost făcute la începutul anului sau la începutul perioadei, cum au dumnealor acolo, nu mai bat cu necesarul și nevoile acestei direcții. Știu foarte bine ce spun, cum nata mea lucrează acolo, deocamdată direcția este închisă ca un caz de COVID, iar am foarte multe cunoștințe care au copii în plasament și bătrâni cu diverse afecțiuni, și nu este rost deloc. Acum începe și școala, copiii le trebuie atâtea îmbrăcăminte, alimente, de toate, și ei sunt cam în pielea goală, ca să spunem. Dacă dumneavoastră ați fi la, în Consiliul Județean acum și ați pomenit de acest triunghi nefast, da, al neînțelegerilor, ce ați propune ca soluție? Aveți o idee? După nu de la dumneavoastră să fie salvarea problemă. Propun multe. Nu știu acum dacă sunt și viabile, cu ce și-au propus dânsii și ce au votat în Consiliu să facă. Adică după margine, ca și la fotbal. Toți pot chibița, tot pot avea idei, tot schimba antrenorul și așa mai departe. Problema este acolo. La Consiliul Județean, dacă sunt bani, de unde îi pot obține? Oamenii ăștia nu pot mânca aer la infinit. Bine, acum... Dacă stăm să ne gândim, cred că și după margine am putea să rezolvăm problema. Adică, haide să nu lăsăm, da, nu putem să-i lăsăm așa oamenii. Spunem, domnule, știți, pe noi nu ne interesează sau ne interesează, sau nu putem să facem noi nimic. Ba, poate, haide să punem numărul și noi cu ei, să-i ajutăm într-un fel, să le dăm câteva sfaturi. Că văd că sunt dezorientați la ora actuală și unii și alții. Nu poți să muncești fără să fii retribuit. Oriunde, orice țară din lumea asta. Părerea mea că ar fi bine să dea bâna și unii și alții, da, să rezolvă problema, pentru că deja trăim într-o panică și într-o de disperare pandemia asta în care nu se înțelege, nu au ajuns la un moment dat să iasă pe post trei personalități să spună trei păreri, să spună trei decizii. Nu știu, ar trebui făcut ceva în speță cu problema asta. Bine, aceasta este o problemă punctuală astăzi, care de da, mult se semnaliza. A izbucnit astăzi și probabil că va mai tot izbucni. Și va fi dar, o bubă care e deschisă undeva. Da, dar vedeți, parcă tot ar trebui ceva bine pus la punct și venit cu un plan ca o rezolvare așa și pe aspectul acesta, pentru că în perioada aceasta partidele își fac acea dacă asculți ambele păreri, tind să dai dreptate și unuia și altuia. De-aia am spus că după margine sunt foarte mulți deștepți. Problema e acolo, să o rezolve cine are această misiune să o rezolve. Care sunt problemele primele 3-4 probleme de care v-ați ocupa, în primul rând, la Primăria Municipiului Giurgiu. Primele 3-4
urgențe de care v-ați ocupa. Domnule, cred că prima problemă în Giurgiu este la ora actuală lipsa locurilor de muncă. Deci cred că ar fi prima problemă, prima ședință, prima discuție pe care aș avea-o. Cu cine ați avea această discuție? În primul rând cu consilierii, în primul rând cu mediul de afaceri, și în al doilea rând, și în al treilea rând aș căuta chiar personal, chiar am promisiune să aduc ceva cu o firmă cu 8-900 de locuri de muncă. Ar fi primul lucru și prima problemă să scot puțin, mișcăm ceva în orașul ăsta. Locurile de muncă. Având locuri de muncă, după aceea avem proiectele noastre cu curățenie, cu străzi, cu spații verzi, cu... Adică trebuie luată, nu știu cum, într-un... Avem și în proiectul nostru și în programul nostru de la primărie, avem câteva mult mai multe puncte, nu câteva, mult mai multe puncte pe care trebuie să le respectăm. Da, dar de ce credeți că nu sunt locuri de muncă în Giurgiu? De ce nu sunt? De ce credeți? De nu, de ce nu sunt? De ce credeți? Adică, bineînțeles că nu sunt suficiente, dar... Eu nu cred, nu sunt. Nu sunt. Adică eu nu cred că nu sunt. Nu sunt. Am formulat-o la modul acesta ca să nu spun eu că a postulat. Exact. Giurgiu, dar... a fost un oraș industrial, știm cu toții. Puternic. În vârsta când puternic avea combinat chimic și antiernaval, fabrică de case, Fructoniu, Dunăreana. Da. Dacă acestea au dispărut, foarte dar uitați, în meseriașii se pierd ca să faci un strungar, nu poți să-l faci de azi pe mâine. Păi da, sunt 99 de locuri de muncă vacante în județul Giurgiu. Am avut noi ieri o știre. Da, și potrivit datelor furnizate de Agenția Județeană Giurgiu, da, de AJOFB, și se caută muncitori necalificați. Șoferi, dulgheri, da, ce spuneam, magaragiu, lăcătuși mecanici, conducători autotransportului, dulgheri de mărfuri, vopsitori auto, mecanici, electricieni, subdori. Nu vă mai ieși rău, deci ați înțeles ideea. De bază, se caută. Uite că de data aceasta chiar mai puțin. Mai degrabă dispeceri, operatori la mașini unelte cu comandă numerică, fiar bătăuniști, mai puțin de data aceasta nu am găsit în listă paznici, știu ce ziceți, dar nu este. Nu am găsit eu acum, nu este în lista. Și v-ați întrebat de ce nu sunt oameni care se ocupă aceste posturi? Mă întreb tot timpul, să știți. Mă întreb tot timpul. Deși oare întrebările sunt să plece din Giurgiu în mintea mea și cu niște răspunsuri, dar, sau chiar în străinătate. Dar retorica vine din spate și spun de ce, de ce, de ce și acel de ce pot să spun la fiecare răspuns pe care îl dau. La Giurgiu, dacă îi angajează, îi se angajează cu un salariu de 15 milioane. De ce? De ce? Pentru că astea sunt puterile la Giurgiu. Un om se duce la București, chiar dacă face naveta, se chinuie, pleacă dimineața la 5 din Giurgiu și vine seara, rupt de obosit, se culcă, a doua zi pleacă la servici. Pentru un ban, pentru familia lui, de asta se chinuie. Cred că 10.000 de oameni din Giurgiu fac naveta la București. Pe diverse funcții, nu numai directori, doctori. Iar în perioada asta e chiar riscant cu naveta, dacă tot ținem cont că sunt măsurile acestea să evităm transportul în comun, pentru că sunt navetiști, nu sunt acei navetiști toți privilegiați să aibă un fotoliu și o funcție importantă la capitală. Stau oamenii la capăt pe tineretului să se suie în autobuze dimineața. Noi și domnul Cristache vă poate confirma, în ce am întâlnit în oraș și în perioada asta de campanie, lumea foarte, foarte nemulțumită că Giurgiu parcă aruncă din oraș, parcă se dorește să se depopuleze orașul. Păi, Giurgiu de la 60.000 de locuitori, dacă mai suntem 40.000. Așa, vorbind... Să știți că lumea e dezamăgită în Giurgiu, e debusolată. Parcă nu mai au, parcă nu mai au ambiție, parcă nu mai vor nimic. Și răspunsul vi l-a dat... Răspunsul vi l-a dat și cu ocuparea locurilor. De muncă vi l-a dat și Adi Drăguț. Duceți-vă dimineața să vedeți ieșirea din Giurgiu. Sunt coloane de microbuze și autobuze. Gândiți-vă că oamenii ăia deja lucrează de câțiva ani de zile în București. Chiar acum, dacă sunt, a zis, 90 de locuri. 99. Bun. Câți credeți că pleacă din București de la un job pe care îl are și lucrează de câțiva ani acolo pentru o funcție care a spus-o dumneavoastră mai devreme. Avea dreptate și Adi. Vine pentru un minim pe economie? Oamenii poate să ducă mai mult. Și acum, haide să ne aliniem și noi la țările europene. Îmi dă 50 de euro mai mult la salariu, plec la 100 km mai departe.
mă mut acolo. Bine, altă concepție că noi suntem cu proprietățile, cu casele, cu... Așa, noi suntem 100%, avem proprietăți. Ceea ce în alte state, cred că suntem pe primul loc la proprietăți. Dar... Se spune, specialiștii spun că și din cauza aceasta nu ne circulă banii, pentru că îi băgăm în cărămizi, îi băgăm în proprietăți, îi băgăm... Nu vrea să fie proprietar, hai să fie... Da, mă rog, nu știu acum specialiștii ce legat de job, de... Nu știu, poate asta nu știu ce spun specialiștii, nu mă bag în problema specialiștilor, dar vă spun punctual pe problema orașului Giurgiu. Dacă vine o firmă cu 200 de locuri de muncă, cu 100 de locuri de muncă, cu un salariu atractiv, în care omul știe, domne, aici, de aici, cred că ies la pensie, vă spun că foarte mult nu se vor mai duce la București. Evită naveta asta care o fac, evită oboseala, stresul zilnic și contaminarea cu coronavirus, că stau înghesuiți, n-au măști, n-au, nu dau bani pe măști, că de unde să-și mai ia și măști dintr-un număr de salariu? Corect, și dar nu că, pentru măștia, da, da, exact, adică haide să înțelegem și pe ei și cred și chiar vorbeam și cu colegii mei, vrem să facem ceva, vrem să-i aducem înapoi în Giurgiu, vrem să facem un oraș verde. Bun. A zis asta este o urgență. A doua, care ar fi? A doua urgență a orașului Giurgiu? Păi ce să vă spun? Aș lua de la marginea, de la periferia orașului și aș veni spre centru cu diverse proiecte de asfaltare, a străduțelor, a fundăturilor, a centurii. S-au mai tot asfaltat, așa, mai ales în ultima perioadă. Da, acum... și cum s-au spart ca să bage apă și gaze. Chiar deci nu a fost un proiect unitar să se plece de la... Nu. Am fost acum 3 zile la păstrăduțele alea unde s-a asfaltat. Au asfaltat, credeți-mă... Direct pe pământ. Nu. Au asfaltat și rigola unde se scurge apa și canalele, capacele de canal. Adică... Nu știu. Păi poate avea un sens, eu știu, v-ați întrebat, o fi sensul era unul singur, tot înainte să poți să câștigi din nou primăria. Ăsta e singurul sens. Nu există giratorul. Mă gândesc să nu fie canalizare undeva și deja să nu mai fie nevoie de rigol. Ați văzut vreo stradă să se asfalteze? Nu știu, eu n-am fost acolo unde spuneți. Nu știu. Chiar dacă n-ați fost, chiar duceți-vă. Dincolo de bariere, tot șantierul deschis în Giurgiu. Nu, zona aceea nu mai este bună. Din cauza disperării. Că de asta nu înțeleg, mai bine fă un lucru bun, că îl faci încet, poți să explici oamenilor, oameni buni, n-am avut cum, a explicat acolo primar, dom'le, n-am avut bani, am făcut atâtea programe, n-au fost aprobate, n-au fost perfect, dar acum încolo vor veni bani și le fac încet și le fac bine și să nu mai aibă omul problemă. O stradă nu se poate asfalta, să pune covor asfaltic de 3-4 cm? Să astup și rigola unde se scurge apa pluvială și capacul de vizitare. Nu se poate. Așa ceva e de domeniul fanteziei. Nu poți să faci așa ceva. A doua. Păi atunci situația asta mai bine dacă ajungeți la primărie. Să caut canalele, trebuie să caut căutați capacele să vedeți de ce s-a întâmplat lucrul acesta ca să știți ce faceți. După aceea, să le dezgropați, să le lăsați sau să puneți și noastră la fel dacă știți era... Știți cât de multe sunt de făcut? Știți cât de multe sunt de făcut? Nu o să vă ajungă patron, domnul Cristian. Știți cât de multe. Voi încerca să ce fac. Credeți că... Dar în primul rând vreau să fac, să-i simt fața orașului. Ăsta este singurul gând al nostru. Un oraș european care arătăm cenușiu. Înainte de a treia urgență, care credeți că este atul? Pentru că deja aici ați venit pe... V-ați contrapus proiectele domnului Barbu și de aici vine și întrebarea mea până la urgența numărul 3. De ce credeți că dumneavoastră aveți un avantaj în bătălia cu domnul Barbu? Pentru că v-am întrebat data trecută și mi-a spus că cursa finală va fi între dumneavoastră și domnul Barbu, așa că de-aia nu v-am mai întrebat cine credeți că va fi. Deci nu are ce obligație. Exact. Adică dar de ce? Care ar fi atul? De ce dumneavoastră îl învingeți? În scenariul dumneavoastră, de ce dumneavoastră îl învingeți? Un militar învinge întotdeauna. Mulțumesc. Adică, nu știu, astfel întreb pe domnul Barbu dacă a făcut armata. Cred că a făcut-o.
Haideți să cred vă spun că ceva. Dar nu am nimic cu domnul. Haideți să vă spun ceva. Nu am absolut nimic cu domnul Barbu. Nu am absolut nimic. E adresat dumneavoastră politic. Doamne, nu dă cu parul. Nu ne duie la nu dă cu parul, nu dă cu parul. Nici cu domnul Vlad, nici cu domnul... Da, n-am nimic cu nimeni. Sunteți adversari politici, sigur. Suntem adversari politici foarte... Și cred că sunt foarte civilizați toți. Toți suntem cu studii superioare, toți suntem oameni maturi. Așa. Haideți să revenim. De ce credeți că ar fi atunci? Că eu îl bat pe domnul Barbu, da. Numai pe dânsul? Nu știu, eu vă întreb că ați fost dumneavoastră. Nu, doamne, eu îl bat pe toți. Dar de ce? Pentru de că ce? Sunt mai bun ca ei. Doar că ați fost militar? Că, nu, că sunt mai bun ca ei. E și profesor, înainte de a fi militar, a fost profesor. Vreau să auziți asta? Nu neapărat, că știu că ați fost profesor și vreau să vorbesc doamne. Către finalul emisiunii profesor despre asta. Profesor care a profesat. Exact, despre aspectul acesta, vis-a-vis de... Chiar vreau să vă vorbesc noastră un picuț ca și profesorul contextul dat. Dar l-am lăsat mai pe final ca să mergem spre subiectele mai serioase. Deci a fost o glumă. În mintea mea și în modul meu de a trata lucrurile, sunt foarte optimist și mă uit la oameni că nu au ce să aleagă la ora actuală. Deci credeți-mă. Spre exemplu, pe domnul Mărăru de la PSD nu l-am băgat în discuție. De ce? La și alții. De ce credeți că domnul Barbu câștigă? De ce nu credeți că câștigă Măruiu? Sau de ce nu credeți că poate să câștige și domnul de la ALDE? Vladu. E posibil orice. Sau poate să fie pe primul loc. Sau doamna Florescu. E pe primul loc. PNL-ul zice, noi suntem pe primul loc, domnul Angelescu câștigă. Doamne ajută, cu cine bine, câștigă? Acum, dacă vorbim fără niciun fel de calcul și la modul utopic, ceea ce a spus dumneavoastră este așa, deci la nivelul utopic ar putea să fie un adevăr. De ce nu? Dar dacă ne facem niște calcule acum că domnul primar în funcție, toți are toate aturile în mână. Așa, la PSD domnul Măruiu are un partid care a dat cu pumnul masă atâta timp și care încă a mai rămas cu această putere și care probabil că se vede încă puternic, foarte puternic, nu este dreptul dumnealor, viziunea dumnealor. La PNL la fel, se văd la guvernare, vai, vă domnul, facem noi vă așa. Vine domnul Vladu care știe cum a fost... Când treceți de PSD, PNL și PSD și începe să coborâți la noi, noi suntem niște partide mici. Ați înțeles? Noi și uneori buturuga mică răstoarnică. Noi suntem mai mici. Da, trebuie o strategie foarte... Bazăm pe votul oamenilor simpli. Dacă luați, dacă luați un om și întrebați, domne, din ăștia, pe cine ai alege? Dintre cei care sunt cu șanse mai mici. Vedeți ce spun de nu, cei care candidăm. Nu știu, eu v-aș întreba, credeți că sunteți suficient de cunoscut în Giurgiu? Părerea mea că am ajuns cunoscut, nu foarte, dar am ajuns cunoscut. De unde știți că electoratul PSD-ului nu mă votează pe mine? Pentru că am fost un om... Nu știu, să știți că este o întrebare foarte bună. Da, am fost nu numai PSD-ului, dar... Care nu am făcut politică. Uitați-vă pe lista de consiliere a PSD-ului, că este un singur PSD-ist, domnul viceprimar în funcție. De ce credeți că electoratul PSD-ului îi voi... Știți asta? Da, știu și mai știu că la un moment dat doamna Aurelia Dobreu, un fan rate PSD, îl susține pe domnul Barbu. Iar domnul Barbu la un moment dat spunea că îl susține pe domnul Bear la Consiliul Județean. Adică... Credeți-mă, sunt atât de implicat încât omul nu mai știe ce poate să voteze. Eu de aia le-am promis tot timpul și am spus... Dar am spus, șansele reale, dacă facem niște calcule, revin celor care deja strâng mai multe argumente. De aceea vă întreb, încă o dată, a treia urgență la noastră, care ar fi? Cu ce de ce v-ați apucat în al treilea... Ce v-am spus? Locurile de muncă? Voi schimba fața orașului, da? Prin asfaltare, înverzire, da? Cum aveți de gând să faceți înverzirea? Stați așa că nu se înverzește de azi pe mâine. De când n-a scos uitați-vă la... Giurgiu? Eu mă duc de sunt parcul pentru că am copii mici. Și este iarbă în parc? Și unde ați văzut iarbă? Să știți că ați văzut în parc? Adică vreți să spuneți că nu este iarbă în parcuri? Nu, niciun parc din Giurgiu nu este iarbă. Chiar este arsă. Chiar vă rog, ieșiți cu camera, cu colegul ba și da, filmați este în toate parcurile. Și dați-mi și mie că eu nu știu. Acum trebuie să fie iarbă prin pavele. Dar sunt parcuri, de exemplu, un parc cu alei cu alei de zahăr, este iarbă.
uscat. Și la parcul fără nume, acolo tot iarbă e. Și la Moșu. Și la Arontul acolo, Rondul, unde zice lumea. Și la parc. Nu știu ce face sport. Și cum aveți de gând să faceți înverzirea deci și Giugiu să... Giugiu are 2-3 societăți care se ocupă de spații. Da, și se spunea domnul Barbu că sunt foarte puțini cei care au rămas la... Nu, eu zic că trebuie scoși la treabă. Să păi scoate și dânsul la treabă. Dar spune, chiar nu la emisiunile noastre, ne-a povestit că a rămas cu foarte puțin... Păi de ce? Că s-a scufit toate organigramele, numai de la cei de la birou. În loc să fie pe stradă oameni mai mulți, sunt la birou. Da? Au zis, dacă e să găsim motive, că de ce n-ați făcut-o pe aia? Păi nu mai am oameni. Pe aia de ce n-ați făcut-o? Păi nu am fonduri. Păi pe aia de ce n-ați făcut-o? Păi n-am avut timp. Păi pe aia de ce? Că am fost plecat. Adică motive să găsesc tot timpul. Nu există un parc. Un parc. În cimitirea din Giugiu, de când n-ați mai fost? Da, mă. Să vedeți nemulțumirea oamenilor vis-a-vis de cum arată cimitirea, pentru care fiecare om care are acolo locuri de veci, plătește totuși o taxă. Da, v-am întrerupt la punctul 3 da. Și spuneați exact. De verzire și aici l-am întrerupt eu. Dacă mai aveți ceva de adăugat. Se poate foarte ușor. Foarte ușor se pot înverzi parcurile, să știți. Se pot toaleta pomii. Se poate aduce dar gaz, zona artificial. Pentru că numai parcul acela fără nume de lângă stadion, da. Care acum se numește parcul Steaua Dunării, parcă. Da. Da. A fost reabilitat de... Da, deci mi-aduc aminte, acum vreo 10 ani erau niște bețișoare acolo și foarte greu, foarte greu a devenit, a fost recunoscut parc, a fost făcută bășcălie de parcul ăla. Da, s-a făcut și pista aia frumoasă, nu e început. Se duc tinerii acolo, dar nu știu de ce, se duc bazinul de nod, de câți ani se lucrează la bazinul de nod, știți? Nu știu exact, bazinul ăla putea să scoate campion, să Giugiu, să apară pe piața notătorilor. Nu știu dacă cineva se ocupă de așa ceva. Nu se ocupă că nu e terminat. Pentru că nici în structura de învățământ nu este bine, nu că nu este luat în calcul. Avem un școlar sportiv. Da, bine, au rămas... Asta vreau să spun. Clasele acestea speciale de vocație nu sunt liceele de vocație și noi nu avem la Giugiu, dar liceele și clasele de vocație nu, că nu sunt bine structurate, gen dans, not, pe sportiv, da, pe... Nu sunt centre, nu sunt normele foarte bine stabilite. S-a concentrat toată atenția pe general și pe da, cum... Pe informat, nici acolo nu este totul încă ok, definitivat și mai sunt de ajustări de făcut cu siguranță, da. Nu spun sportul eu. Sportul poate schimba cariera unui om, dar un copil amărât poate să ajungă campion, să schimbe viața. Domnul profesor de sport, în primele ani de carieră, a crescut o grămadă astfel de copii. Și culmea că am făcut sport și la cetatea în Alei. Ajunge și acolo. Unde nu mai avem cetatea, nu mai avem mai cetatea, cetatea, nu mai avem. Chiar vorbeam cu cineva azi de un antrenor de box. Lumea nu s-a implicat primăria să vă ajute, să nu, dar tot cu școala. Adică tinerile talente, ce le faci? Ce le faci? Cum poate să ducă un... Să ai o grupă de copii la atletism, să-i duci în cercul ăla magic, acolo, cu o pistă de tartan. Ăla nu e un centru de alergare, e o infecție acolo. Nu există un vestiar, un vestiar, o umbrelă, un pat, un scaun, o cișmea, un WC. N-am văzut, nu se poartă nici la piață. Piață. Eu n-am văzut toalete ecologice la în jur. Credeți că adică, nu știu, nu. Mergeți la piața de la Alexandrii să vă spună oamenii din piață cu ce se confruntă zi de zi acolo. Care plătesc chirie la primăria Giugiu, dar nu-i bagă nimeni din seamă. Ce i-ați întrebat? Ce v-au răspuns? Deci oamenii, eu acum 4 ani am candidat independent. Acum am venit alături de un partid pentru că independent este foarte aproape bine. Imposibil. Aproape imposibil. A reușit doctorul Cosmin Georgescu acum 8 ani, dar omul s-a lăsat pe cuba, știți foarte bine. Că împărțea Consiliul 10 PSD, 10 PPDD, el era al 21-lea și n-a putut omul să facă față, el fiind un băiat finuț de alt caracter, alt educație, s-a retras. Deci acum am zis, cu alături de un partid micuț, fără schelețindula, fără condamnați, fără, suntem toți o echipă, mai tineri sau mai puțin tineri, cu fiecare cu meserie, un început de drum. Fiecare, no. N-avem de ce să ne ascundem, n-am înșelat pe nimeni pe stradă, oriunde am fost cu domnul candidata nostru, nu ne-a dat nimeni cu nimic în cap, nu ne-a înjurat, nu ne-a scos ideanul cu lături. Că ați fost pe Alexandrie. Da, ce ați întrebat?
Și ați întrebat pe oameni de acolo și care sunt, mă întrebați pe mine de probleme. Deci ăla este un parc. Și eu vă întreb pe dumneavoastră, că poate știți mai bine. Oamenii vor, nu foarte multe de la primar, vor curățenie în oraș, vor siguranță pe timp de noapte și știți că poliția locală nu mai are problem noaptea. Vor să meargă liniștiți pe stradă, indiferent la orice oră, din zi și din noapte, să nu-i agreseze nimeni, să poată să meargă să-și facă cumpărăturile, să poată să iasă în parc. Dau exemplu acum cartierul Alexandriei, că este un cartier mai îmbătrânit al Giurgiului, un cartier care întotdeauna a fost un cartier mai verde decât altele din oraș, în sensul că copacii au crescut în decursul timpului și dau oxigenul necesar să respiri totuși un aer curat. S-a început o lucrare în primăvară, în timpul pandemiei, când asta avea nevoie Giurgiu, să schimbe bordurile în cartierul Alexandriei. Nu s-a terminat. A rămas, dacă poate până la alegeri, s-o termina. Nu depinde de noi, de cetățeni. Gunoaiele, în tot orașul, că era printre prioritățile domnului Cristache, dar am trecut la alt subiect, vor să selectăm gunoiul, da? Și mașina de la Rosal care vine, aceleași tomberoane, că sunt de gunoi manager, că sunt de altfel de gunoi, cum s-au hotărât să se selecteze, le pun în aceeași mașină. Păi de ce le mai selectăm atunci? Vorbeam de... Da, și mie îmi place asta cu selectarea. Tot explică domnul primar că o să facă lucrul acesta într-un final și că vom vedea deci nu depinde numai de cel mai scurt timp. Depinde de fiecare om și în parte curioasă, și de educația fiecăruia. Și revin la problema da, din cartierul dumneavoastră și ați început cu siguranța. Da. Și mie mi s-au aprins beculețele când aud de siguranță. Acum fiecare, s-a înfrișat poliția școlară. Fiecare părinte vrea și nu numai pentru copii, și pentru noi. Vrem să fim în siguranță. Deci noi când eram copii, veneam tot orașul, am învățat la școala numărul 7 și avea dumneavoastră, veneam cu cheia de gât. N-aveam bunici, că nu stăteam. Da, dar nu erau nici mașinile ca acum să circule cu viteza asta fantastică și motoarele astea nici și părinți care să le pună în brațe. Dar, apropo de siguranță, cum vreți să realizați acest aspect? Cum îi puneți pe Giurgiuveni în siguranță? Adică, nu dumneavoastră, lista... Primăria Giurgiu, de fapt primarul, nici prin Giurgiu, are în subordine poliția, poliția locală. Da. Păi și dacă și sunt 55... spune că nu mai poate să mai facă față cu poliția locală? Păi da, da, primăria, dacă nu știți, vă spun eu, are și o firmă specializată de pază. Sece pază, care se ocupă de obiectivele primăriei. Și care nu face față. Oia nu fac față, poliția locală nu fac față, dar nimeni nu face față, deci nu se poate. Deci trebuie făcut un plan cu poliția națională, cu poliția locală. Sunt bani alocați pentru poliția locală. Se ocupă, să punem niște camere de luat vedere cât o să coste. În intersecțiile principale măcar, în zonele supraaglomerate. Și de unde luați bani pentru camerele acestea? Că sunt scumpe. Sunt scumpe. Cine v-a spus că este așa de scumpe? Domn primar. Păi atunci nu mai facem nimic. Nu mai facem nimic, cum? Da, nu mai candidăm. Dar bani pentru a cumpăra becurile astea care acum 4 ani au avut un program. Sunt pe proiecte. Sunt pe proiecte. Și nu putem să facem aceleași proiecte? Nu știu. Ba da, se pot face. Dar se pot face în sensul giratorii de plus gust în tot orașul. Sunt bani, sunt. Din punctul meu de vedere ca cetățean, aș zice că dumneavoastră nu se poate. Dar aici ca mă întrebați pe mine, nu știu ce... E posibil să fie asfaltată șoseaua București de 3 ori în 2 ani. Dar alte străzi n-au nici măcar... Și tot nu e gata, culmea. Și tot nu e gata. Nu, noi n-am venit și aici să analizăm activitatea domnului primar, că... Haideți să atingem puțin și problema de la județ, că intrăm în contratimp și trebuie să vină și misiunea Giurgiu la zi. Deci județul Giurgiu, știm cu toții că este un județ mic și ar trebui să arate ca o... Spuneți-mi câțiva consilierie, că câțiva oameni din județ... La care v-ați gândit, deci, în primul rând, domnul președinte Burlacu este și candidat la funcția de președinte de Consiliu și este primul președinte de consilier. Și vi citesc așa și vă spun cam ce meserie are fiecare. Domnul Pană Dragoș Cristian Orlando, inginer mecanic. Domnul Voicu Constantin, economist și totodată pilot. Domnul Păunescu Constantin... Pilot? Pilot, da, el este proprietar de avion, este inspector la... Este director general la, astea cu la aviația română, ca și probleme, accidente, da, de aviatice. Chiar săptămâna trecută a avut de inspectat și de făcut un dosar la accidentul avionului american care a avut probleme în România. Da, da, da. Mai spuneți-ne.
da? Vă spun, domnul Cobzaru Sile, care se găsește și pe listă, inginer constructor. Foarte bun. Foarte bun. Domnul Peliu Nicolae, inginer zootehnist, doamna Moldoveanu Lucica, jurist. Care se candidează la... Domnul Cristache, domnul Zane Laurențiu, inginer curectant, domnul Preda Nicolae, comisar șef de poliție, pensionar, jurist, doctor în criminalistică, domnul Rucu, subsemnatul, domnul Constantin Cornel, inginer mecanic, Stănicuț, revizor tehnic, Ogigă Stancu, este domnul cu sifonăria padă, dacă ce să... O afacere care a pornit acum vreo 10 ani, 10-15 ani. Cam așa ce da. Știu, singura afacere de acest domnul Brăneanu, domnul Brătilă. Interesant. Parcă avem proiect și din candidații PMP-uri care sunt la comune, avem pe domnul Marcu, care e maestru, domnul Chiripuce Aurel, maestru electrician, doamna Iorga Daniela, laborant comercial, domnul Stere, domnul Șerban Vasile, tehnician veterinar, candidatul nostru la o primărie din județ, la Uniunea Județului, Georgescu Alexandra, tehnician silvic, Moraru Marius, nu are, mai citesc, sunt suficienți. Am înțeles spicuirile. Da, sunt oameni tineri și doamne și domni și la județ care și la au dovedit valoarea și în localitățile de unde sunt dumnealor și sunt cetățeni onești și de încredere acolo. Cu domnul Burlacu o să vorbim aceste probleme pentru județul ăsta, mai deamănunt în emisiune viitoare, când o să-l avem în platou. Exact. Până atunci, revin la dumneavoastră și v-am spus că am păstrat pentru la final problema cu învățământul, faptul că dumneavoastră sunteți profesor, că sunteți profesor am de sport, că nu știi cum vor face copiii sport, pentru că păi nu, sport, desen, muzică nu se mai face. Îi face numai... Ba, să știți că sunt în programă, de exemplu, la cei mici. Eu am văzut în programă educație fizică, muzică, nu știu cum. Nu știu cum la distanțare de metru jumate, nu? Da, dar vedeți că dacă plouă și ninge afară, trebuie să faci și în interior sport. Asta nu face pe tablet. Și nu poți nici cu mască, deci nu știu. Aici sunt foarte multe întrebări. Dar una peste alta, deci lăsăm asta, că nu dumneavoastră decideți. Normal. Și nici nu vă mai pun să apreciați, că știi, cam intuiesc așa, că ar trebui și că... Spuneți-mi, cum vede generația aceasta de copii de acum, care se chinuie să învețe online, care se chinuie să nu ardă etape, cu părinți disperați care se chinuie să îi susțină, care văd de părinții care se implică și care nu și-au abandonat copiii, mă rog, deci așa, de cazurile infericite, de copiii care se chinuie să citească pe un telefon cu ecranul spart al mamei. Și vreau să vă spun că e o generație defavorizată. Cum o vedeți peste 4 ani? O generație defavorizată. Cu sechele. Îmi pare rău să spun. Nu vor ști să citească. Cum să face amic de mână pe tablă? Dar păi îl face acasă pe caiet și doamna îl vede pe... Și dacă doamna nu ți-a corectat, mamele noastre au fost învățătoare. Da, exact. Poate avem noi o concepție greșită despre treaba asta. O generație. Nu știu, eu până n-am ne bătea mama, până nu făcea mama ăla frumos, caligrafic, exact, ne rupea. La mine poate este și din cauza sau datorită profesiei, pentru că eu nu plec, am toate gențile, pixuri și ceva de scris, adică nu pot, și uite acum n-am scris mai mult, am trei rânduri scrise, dar simt nevoia să am că poate spune ceva și vreau să... O să facă pe tabletă foaie de aia, cum aveam noi la caietele alea, dictandu sau speciale, să faci cifre. Nu, asta vă spun, cum ajungem să facem și scrisul de mână, și sport, și note? Cu efortul părinților. Părinții vor face... Păi, dar când părinții s-au dus și au început să facă curățenie prin școli, prin țară, pe unde nu s-a putut gândiți-vă, să facă și părinții? Gândiți-vă că e o perioadă destul de mare în care nu s-a mai făcut școală. Mă ia groaza, ce va fi peste, nu 4 ani, peste 2 ani? Credeți-mă, mă ia groază. Ce soluții ar trebui sunt la cei care fiecare se localitate acum ajutătoare? Au 2 ani, peste 2 ani dau bacul. Cum îl mai dau și pe ăla? Sub ce formă îl mai dau și pe ăla? Mai devreme spuneați cum să învețe să tragă liniuțe, bastonașe și... Cum le învață copilașul ăla? Acum învață cine învață, învață da, părinții. Care are bunicul meu și părinte care se ocupă, va face carte, care nu va rămâne la două clase și nici la oi nu va se acum putem, chiar
Nu au toți bunici și părinți pe bunici în institutori și exact, adică au rezolvat. Deci și până acum părinții care s-au implicat sau bunicii au avut grijă de copii până la clasele superioare. Da, dar situația este... Da, se poate face. Copii care au părinții lângă ei sunt plecați în stare. Sunt de acord cu dumneavoastră că părinții pot face și bunicii dacă se implică și într-adevăr pot face. Nu ca spiritul didactic. Dar sunt copii care nu au această posibilitate. Aia, sunt părinți care nu au. Bunicii sunt în alt oraș și părinții sunt veniți cu serviciu, poate, n-au cum să plece. Dar poate că fiecare nu poate să oblige un bunic care este suferind și de-abia, eu știu, asmatică, să se ocupe de temă. Iar părintele pleacă dimineața și vine noaptea. Sau poate lumea poate să meargă la servici din cauza asta și are de ales între viitorul copilului și să reducă la jumătate. Îmi pare rău, chiar... Vreți să vă spun eu o nemulțumire a oamenilor din Giurgiu? Haideți, spuneți repede că suntem pe acum 4 ani în campanie, toată lumea care a candidat a spus, da, ajungem la primărie, o să vă primim. Domnule, sunt oameni care încearcă de 4 ani să intre într-o audiență la primar, viceprimar sau la cineva, să le rezolve problemele care înseamnă pe scara blocului ceva, în fața blocului ceva, în cartierul lor. Nu pot ajunge în primărie. Primăria s-a închis. Nu, asta am vrut să spun. Asta este o problemă. La mine primăria va deci sunt trei agenți de pază la primărie. Puteți să deschideți primăria oricum în măsurile astea pandemice. Primăria va fi deschisă la mine, ținând cont de toate regulile pentru COVID. Dar ușa la mine la primar va fi deschisă. Iar eu voi fi de dimineață până seara pe teritoriul municipiului Giurgiu. Mai există vreun mesaj pe care să-l spuneți acum pe ultima 100 de metri? Oamenii să aibă încredere în noi, în echipa PMP-ului, în mine și în consilierii mei. Așadar, Giurgiu la tribună se apropie de final. Deja am mai epuizat ultimele minute. Au fost drăguți Adrian Ilian, domnul care se află și pe lista de consilieri municipal și județeni, dar și Marius Pistache, candidat din partea primăriei municipiului Giurgiu, și dar și pe lista din partea PMP-ului, da. Mă scuzați, am omis. Și mă grăbesc să prezint și emisiunea următoare, Giurgiu la zi, moderată de colega mea, Nicoleta Pană, care vine cu membrii din partea USR să discute probleme asemănătoare cu cele pe care le-am discutat și noi aici. Giurgiu la tribună se încheie aici. Acum, toate cele bune, ne vedem luni la Breaking News. La revedere! La revedere! Saga Maria, sunt candidatul PNL la primăria Comunei Vedea. Vreau să facem din Vedea o comună europeană. Și în Vedea se poate. Mă numesc Amelia Uțică, sunt candidat la funcția de consilier local al primăriei Vedea. Îl susțin pe Saga Marian pentru că îmi doresc un after school în localitatea noastră. Mă numesc Dan Gândaia, sunt candidat la funcția de consilier din partea PNL în cadrul Consiliului Local al Comunei Vedea și îl susțin pe Marian Țaga la funcția de primar al Comunei Vedea pentru că îmi doresc ca această localitate să devină comunul județului Giurgiu. Mă numesc Vorodica, sunt candidat la funcția de consilier local la Consiliul Local Vedea, din partea Partidului Național Liberal. Îl susțin pe Țaga Marian Măru la funcția de primar al Comunei Vedea, pentru că îmi doresc ca și Comuna Vedea să aibă un cabinet medical dotat la nivel european. Mă numesc Șerban Alexandru, candidez pentru funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local Vedea și îl susțin pe domnul Țaga Marian pentru funcția de primar al Comunei Vedea pentru atragerea de fonduri europene. Și la Vedea se poate. Mă
Mă numesc Ștefănică Ion și îl susțin pe Țaga Marian pentru funcția de primar al comunei Vedea, pentru că vreau să spargem cortina neputinței. Mă numesc Doina Cerveanu și sunt candidat la funcția de consilier local la Primăria Comunei Vedea din partea Partidului Național Liberal. Îl susțin pe domnul Marian Țaga Măru, deoarece îmi doresc servicii medicale de calitate pentru persoanele aflate în dificultate.